Mii de pacienți tratați, alte sute salvați. Vorbim despre doi medici, soții Vasile și Maria Sărăteanu, care și-au dedicat întreaga viață medicinei. În cei peste 40 de ani de activitate în medicină, medicii au primit nenumărate cuvinte de recunoștință din partea pacienților. Ieri însă, medicii au fost menționați cu diplome de excelență pentru activitatea prestată de-a lungul anilor. Onorez două mari personalități din medicina din raionul Glodeni și nu numai. Este vorba de soții și familia Sărăteanu, domnul Sărăteanu Vasile și doamna Sărăteanu Maria. Și doresc să le acord o diplomă de excelență din numele Consiliului Raional și a președintelui raionului pentru munca depusă pe parcursul anilor în acest domeniu. Și început anul de sfârșit. Și după 44 de ani de muncă, am decis ca să ne ducem la lumea cum am meritat. Vă mulțumesc frumos, vă doresc succes mai departe în altă de zile. Vreau să vă spun că am avut început de medicină, discuție bidon, am început activitatea de colectiv de studii profesionist, am avut și posibilitatea că eu să perfecționez cunoștințele primite la Universitate în practică. Pentru asta îmi mulțumesc la toți colegii mei care m-au ajutat și m-au spus că la 44 de ani, îi doresc multe, multe sănătate și succes în practică. Vasile Sărăteanu și-a început activitatea în anul 1971 în secția maternitate a Spitalului Raional și are un stagiu de muncă de 44 de ani în calitate de medic obstetrician ginecolog. Datorită acestui om, mii și mii de oameni au văzut lumina zilei pentru prima dată. Maria Sărăteanu activează în calitate de medic terapeut la Spitalul Raional din 71, iar mai târziu a devenit și șeful secției de terapie. Dumnealor sunt specialiști bine pregătiți atât teoretic cât și practic. Dispun de categorie superioară de calificare. Se bucură de autoritate bine meritată în colectiv și în rândurile populației raionului. Dumnealor, cu abnegație și angajament profesional, și-au dedicat exercitarea uneia dintre cele mai noble profesiuni, cea de medic. Gândindu-se în activitatea sa de zi cu zi, în domeniul ocrotirii sănătății oamenilor, de obligația supremă fixată în jurământul lui Hipocrate. Sunt acei care aduc bucuria continuității neamului în fiecare familie, care dăruiesc o rază de speranță suferindului, tratează boala și sufletul, în baza simplei chemări a inimii. Dumnealor dau dovadă prin activitatea sa de spirit de echipă, de cooperare în promovarea sănătății în rândurile populației de servite și implementarea inovațiilor medicale. Colegii de muncă ai medicilor au numai cuvinte de laudă. Aceștia spun că soții Sărăteanu depun suflet în munca lor de zi cu zi. Când am venit aici la serviciu, domnul Sărăteanu de acum activa în domeniul acesta. Ca șef în maternitate a venit mai târziu, dar a activat ca șef la secția de consultativă, la consultația de femei, cum se numea mai înainte. La noi, de când activează, îl știu ca un om bun, un specialist extraordinar. Știu că lumea rămâne mulțumită după ajutorul acordat de dumnealui. Eu personal am un nepoțel și sunt foarte, din suflet îi mulțumesc pentru ajutorul acordat nurorii mele. Lucrăm împreună de mulți ani. Nu pot spune precis cât, dar peste 30 de ani colaborăm împreună. Lucru-i greu. Sunt cazuri diferite, dar ne stăruim de fiecare dată să rezolvăm cu sfârșit bun, ca să fie mulțumită și mama și ca copilul să fie sănătos. Îl cunosc pe domnul Vasile de 30 de ani, lucrând împreună cot la cot și zi și noapte.
Suntem un colectiv foarte mare, îndeoseb femei toate. El e unicul bărbat între noi. Este un om foarte, foarte bun. Bun la suflet. Un om cu staj mare de muncă. Vreau să mulțumesc din partea colectivului, din partea toate, la toate fetele, să-i mulțumim dumnealui că ne-a suferit, că ne-a răbdat. Cu doamna Maria Iacna Sărateanu, activez timp de 34 de ani. Eu sunt acum activez în funcție de asistent șef în secția de terapie. Pe Maria Iacna o știu ca un medic foarte bun, cu suflet mare, cu inimă mare, care e și-o dat sănătatea și tot ce e cunoștințele ei pentru tratamentul bolnavilor. Ei, ca părținătate, au fost așa ca o mamă pentru noi, în colectiv. Și am să n-a s-o dăm uitări niciodată, pentru că ne-a învățat întotdeauna lucruri bune. Cu pacienții s-au comportat foarte frumos, foarte bine. Toți o iubeau, o așteptau ca ei să intre. O așteptau în salon, cu ei întotdeauna îi întâlnea cu zâmbet pe față, cu un sfat bun, cu... Din partea ei au fost numai pozitiv. Eu, așa ca medic, s-a fost ceva, spus ceva rău, nu a fost niciodată. O cunosc ca o doamnă, ca o femeie blândă, blajână. Când avem și o problemă, mi-a ajutat foarte mult. Se purta foarte frumos cu bolnavii, avea o voce blândă. Chiar de, poate și medicamente, cum mai spun acum, că, da, vocea ei și... Cred că ajuta la bolnav și mi-a ajutat și mie foarte mult. Din 86 activez și eu în spitalul la Bolotina. Am lucrat în secția de neurologie. Apoi am fost transferat în 92 la Glodeni, în secția de neurologie și terapie. Terapie era doamna Maria Iaculina, era șefa secției. Noi lucram cu Nina Ivana. Maria Iacna se comporta cu noi foarte frumos. De asemenea, așa a rămas și până în prezent o doamnă cu cuvânt. Mulți pacienți își amintesc de acești medici cu un deosebit respect pentru munca pe care o fac zi de zi. Am avut 20 de ani când mă lecuiesc. Îmi place, mă lecuiesc bine. E ușor la mână. Medic foarte bun. Și cu minte. Eu, ca bolnav, și îmi fac prima dată la dumneavoastră cursul de licuire. Un foarte bun doctor, foarte frumos se comportă cu bolnavii și foarte bun specialist. Я вже багато лет лічуся в неї, очень хороша врачеха, завжди що-небудь плохо, вона приходить, допомагає. І гріх за неї казати, дуже хороша врачеха Марія Яковлевна. În cadrul ședinței Consiliului Raional Glodeni, Maria și Vasile Sărăteanu au fost menționați cu diplomă de excelență pentru activitatea de calitate pe parcursul anilor lucrați în secția maternitate și terapie.